noi, femeile, avem o importanță pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care nu o uh, punem în valoare pentru că de multe ori nu știm impactul pe care îl avem în societatea noastră. Vreau să vă spun în seara aceasta și să vă fac conștientă de faptul că importanța mesajului transmis de noi ca femei, ca mame, este extraordinară. Trăim într-o lume în care tânăra generație este debusolată pentru că primește mesaje contradictorii. Un mesaj primește acasă, un mesaj primește la școală, un mesaj primește pe stradă între prieteni, un mesaj primește de pe internet, un altul primește de pe media și nu știu ce să aleagă în mintea lor. Este așa o dezordine și așa un haos, încât nici nu ne dăm seama. De multe ori îi arătăm cu degetul și spunem ce se va alege de generația aceasta. De generația aceasta vreau să vă spun că se alege ceea ce noi hotărâm să se aleagă. Avem o importanță covârșitoare. Dumnezeu ne-a pus pe umeri. Această povară a generației din zilele noastre. Pentru că mi îmi plac foarte mult statisticile și studiez statisticile, am rămas șocată să văd că din anul 2000 până în 2011 numărul de sinucideri rândul tinerilor s-a triplat, dragele mele. S-a triplat în anul 2011. 25% din decesele violente din România au fost prin sinucideri. În Europa, pe primul loc în rândul, în cauzele deceselor, la tinerii cu vârstă între 14 și 18 ani este sinuciderea. Nu accidentele, nu alte cauze, nu bolile, sinuciderea. Pe locul întâi. Lucrurile astea ne spun ceva. Lucrurile astea ne transmit ceva. Am uitat, poate, să fim mame. Am uitat să fim pietre de temelie în familiile noastre. Alergăm haotic de dimineața până seara încercând să punem o pâine pe masă, venim obosite de la servici, facem curățenie, gătim mâncare. Ne preocupă trupul copiilor noștri să fie bine hrăniți, să fie bine îmbrăcați și uităm că cel mai important este sufletul lor, ceea ce văd în noi, ceea ce suntem noi. Mesajul lui Dumnezeu nu este ușor de primit. Vreau să vă spun că uh, cunoașterea, cunoașterea lui Dumnezeu este. Uh, este cheia unei vieți împlinite înaintea lui Dumnezeu. Cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem câte ceva despre Dumnezeu, ne limităm de multe ori să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ne este prezentat într-o predică, dar nu-l cunoaștem pe El, esența Cuvântului. Să cunoști cuvântul este ca și cum ai fi într-o cameră întunecată în care poți să pipăiești, să pipăi. Și vezi că asta e o masă, ăsta e un scaun, ăsta e un dulap. Mergi pe, pe bășbuite când cunoști doar cuvântul. Atunci când îl cunoști pe dătătorul cuvântului, se face lumină, pentru că Duhul Sfânt aduce lumină. Și atunci văd că masa aia este pătrată sau este ovală, văd ce culoare are, văd, văd totul în de săvârșit, așa cum Dumnezeu vrea să văd. Atunci când Isus le spune ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înși vă, Majoritatea ucenicilor au spus, vorbirea asta este prea de tot. Cine o poate suporta? Și mulți au plecat. Ne place să auzim mesaje care ne gâdilă urechile. Dar atunci când Dumnezeu vine cu sabia lui să taie, suntem mai puțin dispuse să ascultăm de vocea lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu se adresează celei de lângă noi, nu nouă. Aș vrea ca astăzi să luăm cuvântul fiecare în dreptul ei și să înțelegem ceea ce dorește Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să ne dea emoții. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să ne facă nici să plângem, nici să râdem. Nici să ne întristăm, nici să ne bucurăm. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne transforme. Acesta este rolul cuvântului. Acesta este ceea ce a vrut Dumnezeu prin cuvântul său. Atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu prin, prin intermediul cuvântului, uh, întrebi ce trebuie să fac ca să fiu schimbată. Aș dori ca plecând de la această conferință, plecând de aici, să nu ne aducem, să nu ne aducem aminte cine a vorbit. Să nu ne aducem aminte că sora respectivă a vorbit sau cum a fost sau ce a spus. Să ne aducem aminte ce a spus Dumnezeu în dreptul meu. Plecând de la această conferință, să plecăm femei transformate, femei mai curate, mai sfinte, mai smerite, mai asemănătoare lui Hristos și atunci n-am avut doar o atingere intelectuală, cum am avut de multe ori când am fost la conferințe. Ci am avut o transformare reală în viața mea. Și pentru că mesajul iertării despre care vreau să vorbim astăzi nu este un mesaj comod, dragele mele. Nu este un mesaj comod. Aș dori să ne învoim inimile. Îi mulțumesc foarte mult Lidiei, atât de mult a pregătit uh, și Duhul Sfânt a condus totul în puterea Lui. Să ne învoim inimile să primim acest mesaj al iertării, pentru că iertarea este cel mai important pas spre calea veșniciei. Esența mesajului biblic, esența lui Dumnezeu, vreau să vă spun că este iertare. Nu putem negocia cu Dumnezeu. Să știți că cu Dumnezeu nu putem negocia. Cuvântul lui este da și amin, să nu ne înșelăm singure. Atunci când îl avem pe Dumnezeu în noi, avem roada Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este pace, este blândețe, este bunătate. Putem avea această roadă dacă noi nu avem în inima noastră iertare? Îl avem pe Dumnezeu și Duhul Sfânt dacă în inima noastră nu este iertare? Din Geneza până în Apocalipsa, întreaga istorie a omenirii este o istorie a iertării. Fără iertare, Adam și Eva ar fi fost primii și ultimii oameni de pe pământ. Fără iertare, pământul ar fi fost un pustiu întunecat, dominat de perfidia și neîndurarea celui rău. Fără iertare, nu ar fi existat Golgota, nu ar fi existat speranța veșniciei, noi toate am fi ca niște prizoniere închise, fără nicio posibilitate de scăpare, în temnița rece a urii, a judecății și a neîndurării. Fără iertare n-ar exista zâmbete, n-ar exista gingășie, n-ar exista bucurie și frumusețe. Întreaga scriptură este străbătută de la un capăt la celălalt, de strigătul lui Dumnezeu care spune v-am purtat și tot vreau să vă mai port să vă sprijinesc și să vă mântuiesc acest v-am purtat în, în limba ebraică are, are acel sens deosebit nu ca și cum ai purta pe cineva și l-ai trage după tine așa că acum n-am ce să fac și trebuie să te car după mine nu, este acel v-am purtat ca o mamă care își ia cu gingășie copilul în brațe atunci când greșește. Îi spui copilului tău, nu alerga, că drumul e plin de pietre și o să cazi și o să te rănești. Și copilul nu te ascultă. Și se lovește la picior, cade și își drelește genunchiul și curge sângele. Tu ce faci? Îi spui, ți-am spus, ți-am spus că așa o să pățești? Nu, suportă consecința. Nu, îl purtăm cu dragoste în brațe și tot vrem să-L mai purtăm și, și îl mângâiem și îi pansăm rana. Acesta este Dumnezeul nostru. Tot ce vedem rău, la nivel individual sau mondial, are la bază lipsa de iertare. Toate crimele, toate atacurile teroriste, toate disputele, toate bolile au ca factor comun neiertarea. Și haideți să ne gândim numai la Esau și la Iacov. Frați gemeni, surorile mele. Se spune că între gemeni există o, o legătură deosebită. Și intervine între ei o supărare, da? Și Iacov pleacă și se reîntoarce. Și când se reîntoarce și aduce aminte, măi, o supărat pe, cu fratele meu Iacov, dacă o să se întâmple ceva. Și vedem că oarecum situația dintre ei doi se armonizează. Se împacă, ni se pare că totul este ok, e sau zice, da, tu ești fratele meu, uite, îți dau și gardă de corp să te conducă prin, că poate sunt pe aici prin pustia iudeii și... Uh, avem impresia că situația se remediază. Trec anii, trec anii și poporul Israel iese din Egipt și trebuie să treacă în drum spre Canaan pe unde? Prin Edom, prin țara lui Esau. Și ce spune Moise? Așa vorbește fratele tău, Israel. Tu cunoști toate greutățile prin care am trecut. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii. Nu vom bea apă din nicio fântână. Vom merge pe drumul regelui. Fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Până trecem de ținutul său, tău. Și ce spune e Domn? Să nu te reci pe la mine că te voi întâmpina cu sabia. Fratele, acesta este răspunsul fratelui. Anii trec și edomiții ajung să se alieze cu dușmanii lui Iacov, cu amoniții și cu moabiții. Când babilonienii cuceresc Israelul, edomiții se alătură masacrului și se poartă mai sălbatic chiar decât babilonienii. Îi... îi ia pe cei care au reușit să scape din încercuirea Ierusalimului și îi dau pe mâinile babilonienilor și o moară. Timpul se scurge și Edom este alungat în, mulți, în sudul Palestinei, de către nebateieni, apoi sunt cuceriți de Iuda Macabeu și de Ioan Hircan, fiind obligați să devină prozeliți iudei și primesc denumirea de idumei. Vreau să vă întreb, știți care este cel mai mare reprezentant al idumeilor? Irod cel mare. Irod cel mare, care în încercarea de a-L omorâ pe Iisus, omoară 40.000 de prunci din Israel, făcându-L pe Eremia, profetul, să strige, un țipăt a fost auzit din rama, plânse și bocet mult, Rahela și plângea copiii și nu vroia să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. Rebecca, doi gemeni, Iacov și sau O iertare dată de pe buze surorile mele are consecințe veșnice. Dacă eu astăzi nu mă împac cu fratele meu, copiii mei nu vor trece pe la ei prin vizită, pentru că vor simți, chiar dacă de pe buze am iertat, vor simți că mama are ceva împotriva fratelui sau surorii ei. Și nepoții noștri, vor duce mai departe și ura se va adânci și prăpastia se va adânci și de la o simplă neînțelegere se poate ajunge la crimă, se poate ajunge la distrugere. Ce spune Dumnezeu despre Esau în Obadia 10 din cauza violenței față de fratele tău Iacov? Vei fi acoperit de rușine, vei fi distrus pentru totdeauna. N-ar fi trebuit să privești mulțumit la fratele tău în ziua strâmtorării lui, nici să te bucuri de urmașii lui Iuda în ziua nimicirii lui. Și apoi spune, casa lui Esau va fi o miriște pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămâne niciun supraviețuitor al casei lui Esau. Căci gura Domnului a vorbit. Astăzi nu mai există niciun supraviețuitor al casei lui Sau. În anul 70, Titus Vespasian îi nimicește cu desăvârșire. Pentru că gura Domnului a vorbit. De unde au plecat toate aceste lucruri? De la o simplă neiertare. De la o iertare falsă de ochii lumii, cum am spune noi astăzi. Cum se poate sfârși cu nimicirea, cu desăvârșirea unui popor? Zilnic suntem puși în fața acestei provocări de a ierta. Cred că fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, am trecut prin suferințe adânci cauzate de alte persoane. Am fost lovite până în adâncul sufletului nostru, am fost poate chiar doborâte la pământ din cauza loviturilor primite de la oamenii din jurul nostru, familie, prieteni, frați, pentru că nu e așa. Nimic nu te doare mai mult decât loviturile venite de la cei în care ai investit sentimente. Psalmistul spune în psalmul 55, nu un dușman mă bat că atunci aș îndura nu cel ce mă urăște se ridică împotriva mea căci m-aș ascunde de el, ci tu, om ca și mine, prietenul meu, fratele meu, cel cu care am avut părtășie dulce când am mers cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Atunci când rănile sunt cauzate de persoane străine, sunt mai puțin dureroase decât aceleași răni cauzate de persoane apropiate. Și eu ca și farmacist, atunci când cineva vine și îmi cere un medicament, vreau prima dată să aflu din ce cauză s-a îmbolnăvit. Prima dată trebuie să intervenim la cauză, să eliminăm cauza. Apoi trebuie să vedem ce răni a provocat boala ca să eliminăm simptomele. Și apoi dăm sfaturi cum să nu se mai îmbolnăvească. De aceea aș vrea să parcurgem uh, acești trei pași și să vedem, ca să înțelegem iertarea, trebuie să, să înțelegem uh, de ce suntem rănite, care sunt cauzele, pentru ca să le putem elimina din viața noastră. Care sunt cauzele care, ne fac, care fac să se acumuleze în no viața noastră mânie și neiertare? Și, în primul rând, vreau să vă spun că, de cele mai multe ori, situațiile. Sunt situații în care mânia este consecința unei lovituri reale, a unei pierderi dureroase și foarte irreparabilă. Sunt atâtea cazuri în care femeile sunt abuzate fizic și psihic. Multe femei au inima rănită de cei în care și-au pus toată încrederea, de cei cărora le-a dăruit toată dragostea. Noi femeile putem fi foarte ușor rănite. O, o vorbă aspră, un ton ridicat, o umilință care nu este ocazională, ci se repetă iar și iar, poate cauza răni adânci în inima noastră. De asemenea, pot fi situații în care investim încredere în relații, ne deschidem inima și sufletul în fața unei prietene sau a unei surori sau unei membru al familiei și încrederea noastră este trădată într-un mod dureros. Este o situație reală în care este drept să simțim mânie în sufletul nostru. Gândiți-vă numai la Sara și la Agar dintr-o altă perspectivă. În, în, vechime, o roabă era aproximativ de vârsta stăpânei. Când în casă se, se năștea, în casa stăpânului se năștea o fică sau un fiu și Robin, nășteau cam în aceeași perioadă, o fată sau un băiat, le era dat încă de mic. Ei creșteau împreună, se jucau împreună, își spuneau uh, grijile, visele, uh, povesteau despre făt frumos care urma să vină. Erau legate. De ce credeți că atunci când, uh, când Sara hotărăște să aibă un urmaș? O, o alege pe Agar? Îi face în, în vremea aceea. Noi privim cu alți ochi, dar haideți să vedem la cultura care exista în vremea aceea în Israel. Sara îi face o onoare lui Agar de a-l naște pe, stă, pe fiul stăpânului. Cea mai mare onoare pe care putea să o facă o stăpână unei roabe era să aibă copii prin ea dacă, dacă stăpâna era stearpă și nu putea să aibă să aibă urmaș. Asta este o încredere fantastică. Este o onoare deosebită ce a făcut Sara pentru Agar. Și ce face Agar? După ce îl naște pe fiul ei, o privește cu dispreț pe Sara. De câte ori nu am trecut și noi prin aceeași situație, de câte ori nu ne-am deschis inimile și n-am investit sentimente, ca apoi să fim privite cu dispreț, poate. Dar, surorile mele, vreau să vă spun, așa cum a fost în cazul Esau și Iacov, la fel a fost și în cazul Sarei și Luagar. Consecințele neiertării se văd și în ziua de astăzi. Copiii lui Sara se luptă cu copiii lui Agar și în ziua de astăzi. Evreii cu arabii sunt într-o luptă continuă și în ziua de astăzi. Pentru că Sara nu a găsit resurse să o ierte pe agar pentru ceea ce i-a făcut. Apoi, mânia și amărăciunea pot să apară și din cauze subiective. Multe femei au un complex de inferioritate care le-a fost inoculat poate de, de mici, de cei din jurul ei. Sunt lucruri și situații în care toată viața noastră emoțională poate să fie spartă în bucăți. Gândiți-vă la o femeie care încă din copilărie i s-a spus că nu face nimic bun, că nu se va alege nimic de viața ei, că nu-i bună la nimic. Femeia aceea va trăi cu o mentalitate de victimă. Femeia aceea va fi foarte vulnerabilă și foarte ușor de rănit. Orice aluzie. Orice cuvânt care poate nu are nicio legătură cu ea, o rănește pentru că se simte vulnerabilă. Pentru că i-a fost inoculat acest gând. Aceste persoane sunt niște persoane care în primul rând nu se iartă pe ele. Sunt persoane care cred că nu merită nimic bun de la viață. Și cea mai mare minciuna diavolului, care se cuibărește în inimile lor este că își merită soarta. Pentru că asta le-a fost spus de mici. Nu sunteți bune de nimic. Și ele cred că își merită soarta. Și cea mai cumplită neiertare este ne că nu ne iertăm pe noi. Că avem impresia că ne merităm soarta. Și avem impresia că provocăm ceea ce ni se întâmplă. La polu opus o mândrie prea mare, de asemenea, ne face vulnerabile în fața loviturilor. Atunci când credem că totul ni se cuvine, că nu este nimeni ca noi, că și atunci când cei din jur nu ne recunosc ca și cele mai bune, ajungem să, să avem în inima noastră lăstar de amărăciune, ne simțim rănite de cei care nu ne împlinesc așteptările de cei care nu-și țin promisiunile sau care nu ne tratează în mod corect. În al treilea rând, situațiile care pot cauza resentimente, vreau să vă spun că pot fi îngăduite în viața noastră de însuși Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu ne trece prin situații în care să ne întărească în omul din lăuntru. În situațiile în care suntem zdrobite, Dumnezeu poate să crească în noi răbdarea, iubirea, credința. Dumnezeu ne lasă să trecem în ace prin aceste încercări pentru a ne confrunta cu noi înșine, să conștientizăm câtă credință avem și pentru a ne prelucra, să fim aur curat. Și cine poate ce opri mai bine în noi decât cei din imediata noastră apropiere? Gândiți-vă numai la Iov, s-a mai vorbit aici de Iov. Dumnezeu a spus că nu există un om ca el pe toată suprafața pământului. Atunci când Satan se atinge de el, cine este prima care îl părăsește? Soția. Poate fi durere mai mare? Atunci când ești la pământ și se calcă pe tine în modul cel mai dureros, te aștepți ca cei din familie să-ți fie alături și să te întărească. Și poate acela este cel care calcă pe tine în modul cel mai dureros. Cea care trebuia să-l ridice, îi spune, încă rămâi neclintit în curăția ta, pleasă mă pe Dumnezeu și mori. Sunt cuvinte rostite de cea de la care eu vă aștepta cea mai mare mângâiere. Și totuși, Iov nu numai că iartă, dar Iov iubește mai departe. Pentru că la sfârșitul cărții Iov aflăm că el a mai avut șapte fi și trei fiice. Oare, dacă n-ar fi iubit-o în continuare pe soția lui, s-ar fi întâmplat lucrul acesta, putea doar să o ierte, dar nu. Iov a ales să iubească. Vin prietenii lui Iov, nu? Și ni s-ar părea că sunt niște prieteni extraordinari. Stau șapte zile și plâng când văd starea nenorocită în care a ajuns Iov. Dar când își deschid gura să te ferească Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu. Iov zice, cât de dureroase sunt cuvintele drepte, voi mă amăgiți cu minciuni, voi toți sunteți niște doctori de nimic, mai bine ați fi tăcut. Și totuși, Deși a fost jignit și lovit de cei mai buni prieteni, el iartă și binecuvintează aducând jertfă de împăcare pentru ei. Iov a decis să treacă prin suferință iertând, deoarece el a aflat pe parcursul încercării că Dumnezeu este răspunsul la toate întrebările lui. Înainte de încercare, Iov, Iov vorbea despre Dumnezeu. După încercare vorbește cu Dumnezeu oricât de mult au încercat prietenii lui să-l facă. Vedeți, eu așa, azi e pe deal, mâine e pe vale, în primele trei capitole Iov se ține tare, pe urmă vedem că începe să cârtească totuși împotriva lui Dumnezeu, pe urmă iar se întărește în capitolul 10, zice dar răscumpărătorul meu e viu pe urmă iar începe, dar mai bine nu mai ar fi născut niciodată și să fi fost închis pântecele mamei mele când pe deal, când în vale Iovul îl cu, vorbea despre Dumnezeu. Degeaba au încercat să-i țină predici prietenii lui, că nu s-a prins nimic. Dar când îl vede pe Dumnezeu și îl cunoaște, ce spune? Până acum urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mă pocăiesc în sac și cenușă. Aș vrea ca în seara aceasta nu să auzim vorbindu-se despre Dumnezeu, ci ochii noștri să-l vadă pe Dumnezeu și să ne pocăim în sac și în cenușă. Acesta este rolul încercărilor. În loc să ne mâniem pe cei pe care credem noi că le provoacă și pe cei care în loc să ne înțeleagă, calcă mai tare pe noi atunci când suntem zdrobite, să alegem iertarea. Și să-l cunoaștem pe Dumnezeu în, într-un mod real. Toate încercările din viața noastră sunt menite să ne facă aur curat. Dumnezeu poate îngădui în viața noastră, dragele mele, situații limită în care să ieșim cu sufletele pârjolite și pline de amărăciune și chiar pline de resentimente. Dar Dumnezeu nu vrea să rămânem acolo. El vrea ca dragostea și iertarea lui să se vadă prin noi, așa cum prin foițele de aur se vede cea mai pură și mai frumoasă lumină. Și acum, dacă am văzut care sunt cele mai importante cauze care ne determină să acumulăm în inima noastră neiertare, aș vrea să vedem prin cine, în cine lovim prin neiertarea noastră, consecințele neiertării noastre. Și vreau să vă spun că neiertarea ne otrăvește în primul rând pe noi înșine. Un scriitor creștin spunea că ura este o travă pe care o bem în speranța că va muri celălalt. Se prea poate uneori să încercăm să ne îngropăm resentimentele cât mai adânc în sufletul nostru, deoarece nu așa, suntem pocăite. Și știm că neiertarea nu-i pe placul lui Dumnezeu. Însă, Neiertarea este ca un foc care mocnește, ca un fum care ne viața, din când în când izbucnește așa ca o vâlvătaie sub forma unor comentarii înveninate sau chiar a unor explozii de revoltă, dar mai tot timpul stau îngropate adânc, neobservate de ceilalți, făcându-și însă în tăcere lucrarea ei fatală pustiind și înveninând sufletele și viața noastră. Ura, neiertarea, sentimentele negative ne afectează la nivel psihic și fizic. Aceste sentimente sunt cauza multor boli extrem de des întâlnite în, în generația noastră. Gândiți-vă doar la modul în care reacționați și v-am spus-o și anul trecut și vreau să o repet. Gândiți-vă la modul în care reacționați când vă întâlniți cu o persoană pe care n-ați iertat-o pe deplin. Inima începe să bată mai puternic, nu? Ne înroșim la față, ne bâlbâim. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, la nivelul creierului, se eliberează un, o substanță chimică denumită de către medici, hormonul stresului, care are loc de acumulare miocardul și celula nervoasă. Din cauza aceasta sunt astăzi atâția bolnavi de inimă, atâția bolnavi psihic. Din cauză că lăstarii de amărăciune lucrează în noi. În Iov 5,2 cu găsim scris nebunul piere ucis de mânia lui și prostul moare ucis de aprinderea lui. Neiertarea ne ține legați emoțional atât de greșeală, cât și de persoana pe care ne-a greșit. Neputința de a ierta sapă tot mai adânc o gaură în care ne putem ascunde inima împietrită, dând vina pe alții pentru a ne justifica neiertarea. Durerile trecute care au fost îngropate sunt totuși vii și nu le trebuie decât un prilej potrivit pentru a ieși la suprafață și a cauza alte răni. Cel care a fost rănit sau cea care a fost rănită ciclic își aduce aminte de, de rănire atunci când nu există o iertare de plină. Un lucru, un miros. S-a dovedit un miros dacă atunci când ai fost rănită, ai simțit un anumit miros. Dacă uh, resimți acel miros, îți vine în minte rănirea respectivă, o culoare. Un cuvânt le aduc. Suntem ca o bandă care, ciclic, repetă iarăși, iarăși aceiași. De, degeaba credem că am, am îngropat-o adânc în inima noastră. Ele ies la iveală și ne orbesc din punct de vedere spiritual. Putem să vedem minunile lui Dumnezeu în jurul nostru, putem să, să, să auzim predici despre iertare, putem. Putem orice, surorile mele dragi, dar dacă suntem orbite, fără să ne dăm seama, vom trăi ciclic în această neiertare. Gândiți-vă, Domnul Iisus spune, vorbind despre Betsaida și despre Horazin, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Horazine, că dacă s-ar fi făcut în tir și sidon, minunile care s-au făcut în tine, s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Și uh, există un orb în Betsaida, care vede că -i orb și zice, Doamne, vindecă-mă. Și Domnul scoate din Betsaida și îi spune, este singurul, n-am găsit în, în, Biblie, am citit cu mare atenție, n-am găsit niciunde unde Dumnezeu spune să nu mai intri înapoi în sat. În Marcu 8 cu 22, când Dumnezeu îl vindecă pe acest ort din Betsaida, acolo unde s-au făcut minuni mari, îi spune să nu mai intri înapoi. Dumnezeu vă spune astăzi, îmi spune mie și vă spune dumneavoastră. Nu vă mai întoarceți înapoi de unde v-am scos și astăzi vreau să vă ating ochii și să vi vindec. Nu mai rătrăiți ciclic acel moment în care ați fost rănite. Nu vă mai întoarceți acolo. Lăsați puterea lui Dumnezeu să atingă ochii noștri spirituali și inimile noastre pentru a primi vindecare. Din neiertare, fără să ne dăm seama, devenim proprii noștri ucigași, proprii noștri făuritori de nefericire și de amărăciune. Legătura noastră cu Dumnezeu devine tot mai precară și tot mai efemeră. Neiertarea înalță munți între noi și Tatăl ceresc și ne cufundă în cel mai adânc întuneric al Sufletului. Cine zice că este în lumină și îl urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, deoarece întunericul i-a orbit ochii. Zi de zi, prin neiertare, lărgim prăpastia și înălțăm muntele care ne separă de Dumnezeu. Ne pierdem pacea, ne pierdem liniștea, deoarece pierdem iertarea și compasiunea lui Dumnezeu. Noi înșine ne dăm verdictul când rostim rugăciunea Tatăl nostru și spunem și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Surorile mele, așa ne iartă Dumnezeu! Așa ne iartă! Cum iertăm și noi greșiților noștri! Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin! O singură neiertare cât de mică, poate lucrurile mari le vedem, nu? Că un munte înalt îl vezi de departe, o pietricică mică, nu vezi așa de ușor. Pietricica aia mică poate să ne închidă raiul lui Dumnezeu. Trăim o viață în care mergem la biserică și credem că-L cunoaștem pe Dumnezeu dar Dumnezeu este iertare. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă împăcare de plină, de plină, fără niciun grăunte de neiertare. Spune în Biblie, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre prin neiertare, deschidem ușa lui Satan să intre în viețile noastre, fără să știm, fără să vrem și fără să conștientizăm. Efeseni 4 cu 27, să n-apună soarele peste mânia voastră, de ce? Pentru ca să nu dați prilej diavolului. Persistând în neiertare, îngustăm area de influență a Duhului Sfânt și lărgim area de influență a diavolului, astfel încât devenim robi propriilor noastre sentimente negative. În momentul acela, Satan va stabili o întăritură în mintea noastră, de unde o fortificație, de unde pornesc săgețile acuzatoare a celui rău și aceste săgeți ale acuzării și ale neiertării continuă să ardă în inima noastră, transformându-ne în prizonieri ai voinței celui rău. Neiertarea îl face pe cel care nu iartă cel mai nefericit om din lume, căci el, mai mult decât oricare altul, este obligat să trăiască cu consecințele propriei sale neiertări. Și mai mult decât atât, se pune sub semnul întrebării însăși mântuirea noastră. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Biblie și vă rog din toată inima: lăsați-le să coboare în inimă, nu în minte. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșelile voastre, căci judecata. Este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. În al doilea rând, amărăciunea cauzată de sentimentele negative din viața noastră îi afectează pe cei din familie rolul femeii în stabilitatea emoțională a familiei este covârșitor. Dacă sunteți vesele, oricât de supărați ar veni cei din casă, în 5 minute râd toți. Dacă sunteți tu supărate, oricât de veseli și de fericiți ar veni, în 5 minute începeți să vă certați și toată lumea îi mohorâtă pentru că Dumnezeu ne-a dat această influență la nivelul familiei noastre. Chiar dacă de dragul celor din familie încercăm să interiorizăm sentimentele negative, la un moment dat tot vor ieși la suprafață. Nu trebuie decât un gând, o aluzie, o amintire rătăcită și aerul din jurul nostru devine irrespirabil. De multe ori, fără să vrem în mod inconștient, limităm puterea lui Dumnezeu, nu doar asupra noastră, cum am spus mai înainte, ci și asupra copiilor și a familiei noastre. Gândiți-vă doar atât ce transmitem noi copiilor noștri prin neiertare. În mintea lor vom crea adevărate întărituri spirituale. Copiii noștri trăiesc ceea ce văd la noi în nivelul faptei, nu a vorbei curând ei vor deveni niște oameni neiertători, prindere sentimente, oameni care în, curând, în, în numele dreptății justifică propriile fapte și le dezaprobă pe ale celorlalți. Pot deveni sensibili, emoțional, in, uh, interiorizat sau poate teribil de agresivi. Haideți să luăm numai un exemplu că noi femeile, majoritatea, dacă chiar dacă suntem mame, suntem și nurori, că sigur dacă suntem mame trebuie să fim și nurori. Și avem noi așa în folclorul nostru popular, soacră, soacră, poa și... E, gândiți-vă, e de râs, ne vine să zâmbim. Dar gândiți-vă ce transmitem. Ce transmitem copiilor noștri dacă tot timpul ne plângem de soacre. Chiar poate uneori pe bună dreptate, dar și ele sunt femei ca și noi. Și la rândul nostru ajungem și noi soacre. Ce, ce transmitem copiilor? Vor intra, fetele noastre, vor intra în viața de căznicie pregătită să-și urască soacra. Nu, nu va trebui să-i dea motiv, o pregătim noi, o punem la copt, o, o frământăm, o, o modelăm, o pregătim. Înțelegeți? Ce le transmitem copiilor dacă repetăm iar și iar cu tare prietenă m-a rănit, dragul mamei sau draga mamei, fii atentă, să nu faci ca mine. Să nu faci ca mine că uite ce am pățit. Să nu te încrezi în nimeni, să n-ai încredere, să n-ai prieteni că uite ce am pățit eu. Și copiii noștri vor intra în viață cu acest handicap emoțional. Nu, nu vor putea să se deschidă. Nu vor putea să viețuiască cu cei din jurul nostru. Pentru că noi, prin neiertarea noastră, avem această. Uh, acest impact în viața lor, nu doar vorbele și tăcerea noastră, de multe ori poate să spună mai mult decât vorbele. Prin neputința noastră de a trece peste resentimente, ne otrăvim nu doar pe noi, ci și pe cei din familia noastră. Neiertarea ne distruge pe noi și familiile noastre mai mult decât toate relele împreună care au precinuit-o. Dacă noi nu iertăm, cu siguranță nici copiii noștri nu vor putea să ierte. Și neiertarea se răsfrânge în mod negativ, dragele mele, asupra prietenilor și asupra bisericii. Cine acopără o greșeală caută dragoste, cine o pomenește mereu în vorbire, dezbină pe prieteni. Neiertarea nu pune capăt durerii, ci o răspândește în jurul nostru, ea face și pe alții nefericiți și ne întinează relațiile cu lamentări, cu resentimente, cu egoism, cu răzbunare. Atunci când alegem să persistăm în neiertare, devenim obsedate de răul care ni s-a făcut și de câte ori avem ocazia, suntem gata să ne justificăm. Nici nu știi cât am suferit. Tu poți să vorbești. Că nici nu știi cât de mult am suferit eu, nici nu știi cât, de ră, cât rău mi-a făcut cu tare persoană. Căutăm să-i atragem pe cei din jur, pe prieteni sau biserica, de partea noastră și să-i îndepărtăm de cei care ne-au făcut răul. De asemenea, suntem gata să ne îndepărtăm de prietenii celor care ne-au greșit. Vă puteți da seama cât rău provocăm. Prin aceste lucruri, involuntar, sunt convinsă că de multe ori aceste lucruri le facem involuntar, fără să ne dăm seama. De obicei, oamenii care nu iartă sunt foarte grăbiți să-și ceară drepturile, sunt foarte sensibili atunci când nu le dai dreptate în lucruri prea mici. Nu, nu vi s-a întâmplat să, să simțiți asemenea oameni. Oameni care din orice se supără, din orice reacționează. Aceștia sunt oameni care au o durere adâncă în sufletul lor și n-au rezolvat-o. Sunt oameni care nu știu să ierte. În general, aceștia sunt oameni agresivi. Când procedăm în acest mod, deschidem poarta cea mare a bisericii pentru ca Satana să lucreze nestingherit în biserică. Pavel spune în 2 Corinteni, într-adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe satan să aibă vreun câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Atunci când un mădular suferă, tot trupul suferă, prin iertarea noastră îl legăm nu doar pe cel care ne-a greșit, dar legăm biserica și mai mult decât atât regăm puterea lui Dumnezeu peste biserică binecuvântarea Lui nu poate fi transmisă peste biserică, deoarece noi creăm legături și întărituri. Prin bârfă și resentimente dezbinăm familii, dezbinăm prieteni și dezbinăm biserici. Însă cel mai mult, fără nicio umbră de îndoială, vă spun că atunci când refuzăm iertare, lovim direct în inima plină de dragostea lui Dumnezeu mai înainte de orice, înainte de a fi fost judecător, înainte de a fi fost stăpân, înainte de a fi fost mântuitor, Dumnezeu a fost tată. Inima Lui este plină de iubire pentru fiecare dintre noi și pentru cel lovit și pentru cel care lovește. Toți suntem copiii Lui. Iisus Hristos a murit pentru cruce pentru toți, pentru mine și pentru cel care m-a lovit pe mine. Nu este nicio diferență, absolut nicio diferență între noi, pentru că toți au greșit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Dumnezeu este un părinte plin de dragoste. Gândiți-vă la poporul Israel, popor ales, popor în care Dumnezeu înfăptuiește atâtea minuni. Văd cu ochii lor puterea lui Dumnezeu și apoi se îndepărtează și sunt izgoniți între neamuri și sunt persecutați și atâtea holocausturi și atâtea, peste tot au fost, au fost persecutați și Dumnezeu în Eremia 8, a ascult... pe mine m-au sfârșiat aceste cuvinte. Durerea mea nu are leac, inima îmi este sleită în mine. Sunt zdrobit de durerea ficei poporului meu. Nu este niciun balsam videcător în Nu este niciun doctor acolo? De ce nu este vindecare pentru rana ficei poporului meu? O, de mi-ar fi capul! Un izvor de ape și ochi, o fântână de lacrimi, aș plânge zi și noapte zdrobirea ficei poporului meu. Acesta este Dumnezeu, dragele mele. El suferă împreună cu fiecare dintre noi. Simte aceeași durere și pentru mine, și pentru cel pe care îl țin legat prin neiertarea mea, pentru că el este tată. Noi, ca și mame, cum reacționăm? Gândiți-vă logic. Cum reacționăm atunci când copii, avem copii? Și să zicem, doi dintre copiii noștri se ceartă, și nu este o ceartă simplă este o ceartă profundă care poate să ducă la rupturi. Ce facem în acel moment? Le dăm dreptate unuia sau celuilalt? Nu. Noi ca și fărinți suferim pentru amândoi. Facem tot posibilul să îi împăcăm, să găsim o cale de a restaura relația. De câte ori nu am mers la cel pe care îl știi mai înțelept sau mai milos și am spus, mamă, te rog iartă-l, măcar de dragul meu fă lucrul acesta. Și copilul să-ți spună, dar de ce? Pentru că el ar trebui să-și ceară iertare. Eu am dreptate, de ce să fiu tot eu fraier? Mie mi se întâmplă în familie să-mi spună unul dintre copii, dar de ce eu sunt la fraier care să iert întotdeauna? Și spun, mamă, tu ești mai înțelept. Tu ești mai înțelept, mamă, iartă-l că vezi că pe urmă o să-i pară rău cu o greșit și uh, el e prea încăpățânat ca să recunoască acum. Cât de familiar vi se pare dialogul acesta? Este vreo mamă care să nu fi mediat conflictele dintre copiii ei, care să nu fi suferit atunci când îi vede că nu se înțeleg? Și credem noi că Dumnezeu, care este tată în adevăratul sens al cuvântului reacționează astfel, altfel decât noi. El astăzi vă spune la fiecare, îmi spune mie și ție, iartă, draga mea, chiar dacă ai dreptate să fii mâhnită, chiar dacă tu ai fost cea rănită, iartă că tu ești mai înțeleaptă. Iartă și o să vezi că până la urmă o să-ți dea dreptate. Dumnezeu, atunci, atunci când iertăm, îl lăsăm pe Dumnezeu la cârma universului. Îl lăsăm pe el să lucreze așa cum crede de cuvință, pentru că el este singurul care are dreptul de a judeca, deoarece el judecă cu înțelepciune și cu imparțialitate. Noi putem greși, Dumnezeu nu o face niciodată. Dumnezeu este plin de milă în feluri care depășesc închipuirea noastră și tocmai acest echilibru dintre dreptate și milă face ca judecata lui să fie dreaptă. Spunem că iubim pe Dumnezeu, dar zi de zi îl rănim atunci când inima noastră refuză să acorde iertare. Îl rănim atât ca tată, cât și mânt, ca și mântuitor, de ce? deoarece el suferă pentru consecințele pe care neiertarea le produce în viața noastră. Prin neiertare blocăm binecuvântările pe care El este gata să le reverse peste noi și blocăm de multe ori mântuirea atâtor oameni care văzând atitudinea noastră neiertătoare nu pot fi călăuziți către Isus. Dumnezeu ne întreabă astăzi pe fiecare dintre noi Cine ești tu să-l condamni pe slujitorul altuia? Dacă stă sau cade, îl privește pe stăpânul său. Așadar, de ce îl condam pe fratele tău? Căci toți vom sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi va da socoteală despre sine înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potignire sau o piatră de cădere. Și aș vrea să ne apropiem de încheiere. Ultimul pas. De ce să iertăm? Pentru că așa spune Dumnezeu. Iertarea este mai de preț decât jerfele. De ce spune Dumnezeu să iert? Pentru că cei care ne-au greșit au nevoie de iertare. Și pentru că noi înșine avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. George Herbert spune că omul care nu poate ierta, Distruge podul peste care toți oamenii trebuie să treacă dacă vor să ajungă în rai, pentru că toți trebuie să fie iertați. Iertarea profundă și reală nu este caracteristica naturii umane, nu ne este la îndemână. Mult mai ușor ne este să ne cerem drepturile și să plătim cu aceeași monedă. Chiar și oamenii care, prin caracteristica lor, sunt oameni iertători, au un, o limită până aici de acum încolo Dumnezeu să-L ierte că eu nu mai pot. Fiecare avem o limită și într-adevăr nu mai putem. Dar aș vrea să vă spun, am citit o istorioară despre o fetiță care s-a convertit și a spus profesoarei ei că îl are pe Hristos în inimă și profesoara cu un duh de mândrie oarecum mi-a spus, ei și ce te faci dacă la inima ta, la ușa inimii vine satana și bate la ușa inimii tale, ce te faci? Și Extraordinar a fost răspunsul dat de fetiță, îl trimit pe Isus să-i deschidă. Surorile mele, acesta este, aceasta este calea. Atunci când satana bate la ușa inimii noastre, aducându-ne aminte de momentele rănirii, să nu ieșim, noi să-i răspundem satanei, pentru că vom fi biruite. să lăsăm pe Isus care e în inima noastră, dacă El locuiește acolo, să-i spunem Isuse tu să te duci și să-i deschizi ușa. Și cu siguranță situația va fi mediată. Iertarea nu se produce instantaneu. Chiar dacă iertarea nu are niciun capăt, cu siguranță are un început. Astăzi vreau să fie acest început al iertării. Și în primul rând iertarea începe cu identificarea răului. Aș dori să, să intrăm într-o stare de, de meditație. Haideți să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că am fost rănite. Dragele mele, Dumnezeu nu, nu, nu spune că n-am fost rănite. Haideți să nu mai minimalizăm. Poate uneori zice, me, lasă că așa el. Nu, am fost lovite. Și ura, să știți că cum să vă spun, nu există iertare fără acuzare. Trebuie, pentru ca să existe iertare, trebuie să fie o acuzare prealabilă. Haideți să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că am fost rănite. Haideți să vedem domeniile în care am fost rănite. Recunoașteți sentimentele în fața lui Dumnezeu. În Eclezia se spune iubit ușare vremea lui și urât ușare vremea lui. De obicei nu-i urâm pe străini, dar când ne greșește o persoană apropiată, distrugerea și dedicarea și intimitatea relației se, se distruge ceva valoros, de aceea, haideți să ne gândim, haideți să coborâm în noi, să coborâm în noi la acele momente în care am fost rănite și care poate le-am ascuns sub munți de negare. Pentru că aici este cea mai mare, cea mai mare, cel mai mare pericol, negarea. Știind că e păcat să urâm, negăm chiar față de noi înșine că urâm, dar o facem. Haideți să, să dăm la o parte acele pietre, să scoatem rănile la suprafață și să le punem în mâna lui Hristos. Haideți să dăm drumul prinșilor de război. Tragem după noi atâția prinși de război. poate îmi spui, e, ce știi tu? Chiar. Părinții mei poate m-au lovit sau m-au abuzat sau m-au rănit în cel, mai, în cel mai rău mod. Isus îți spune, și eu am fost batjocorit de familia mea. Și eu am fost considerat un demonizat de către ei. Poate spui, prietenii cei mai buni m-au trădat, cel pe care l-am ajutat cel mai mult, și Isus îți va spune, ucenicii mei m-au trădat. El înțelege durerile voastre, Isaura, aș dori dacă poți să vii și. Aș dori să intrăm într-un moment de închinare. Aș dori să înțelegem astăzi că fără iertare nu vom vedea fața lui Dumnezeu. Iertarea nu înseamnă uitare pentru cele mai multe dintre noi. Amintirea durerii, însă trebuie să ne facă beneficiarele harului, a dragostei și a puterii vindecătoare a lui Dumnezeu și nu prizoniere ale urii. Iertarea se petrece rare ori într-o clipă. Iertarea este un proces de o viață. Ea nu se termină cu un te iert spus în grabă, ci cu o alegere zilnică de a ierta. În tot acest proces, Dumnezeu deține rolul principal. Credința ne schimbă atitudinea față de cei care au greșit și ne obligă să vedem greșeala lor prin prisma propriilor noastre greșeli. Cunoscându-l pe Dumnezeu, ajungem să ne cunoaștem pe el și descoperim că avem chipul lui atunci când iertăm, dar și faptul că suntem păcătoși și avem nevoie de iertare. Isus a spus că cei care iartă mult, iubesc mult. Experiența iertării ne face mai iertători. Dragele mele, fără iertare, nu vom vedea fața lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm singure. Dacă nu ierți, nu vei fi iertat. Nu lăsați să treacă acest moment. Nu lăsați să treacă ziua de astăzi fără să vă clarificați toate relațiile. Gândiți-vă la cei pe care îi țineți prinși de război și alegeți astăzi să desfaceți legăturile. Dacă nu e aici o persoană pe care n-ai iertat-o pe deplin, dă-i un telefon în seara aceasta, nu trece peste această clipă cu nepăsare. Dă-i un telefon și spunei te iubesc în numele Domnului Isus te iubesc. Alegeți să fiți beneficiarele harului și a iertării lui Dumnezeu iertând. Haideți să venim la muntele sfânt al lui Dumnezeu. La poalele muntelui și să spunem, Doamne, trece-mă prin foc, trece inima prin foc, trecem mintea prin foc. Trecem gândurile prin foc. Curățește-mă pentru că vreau să văd fața ta, Doamne. Doamne, nu vreau ca o neiertare să închidă ușa raiului după ce o viață am umblat pe calea ta, Doamne. Nu vreau ca atunci când vei trece pe strada mea să spui, pleacă de aici că nu te cunosc, voi toți care ați săvârșit fără de lege. Nu minunile ne fac beneficiarea-i Harului, nu, nici măcar bruma de credință pe care o avem, ci a trăi cu Dumnezeu în inimă și atunci când El este în noi, iertarea este o parte a noastră, nu mai trăim noi, în momentul acela Hristos trăiește în noi.